veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. La tematica Hristos și spășirea vom vorbi despre justificarea care intervine prin ispășire. Beneficiile harului ispășitor se extind de la grațierea păcătosului până la realizarea mântuirii veșnice, glorificarea în împărăție. Sunt mai multe fețe binefăcătoare acestei lucrări, pe care în lecția aceasta și încă în câteva următoare le vom puncta potrivit Scripturilor. La ce ne referim când vorbim de justificare? Justificarea este actul prin care Dumnezeu îl socotește drept sau neprihănit pe păcătosul care vine la el cu pocăință și credință. Într-o primă parte a studiului vom vedea necesitatea și rolul justificării și într-o a doua etapele justificării. Așa cum este aranjată Biblia, vom privi mai întâi în câteva imagini vechi testamentale și apoi în realități nou testamentale. Apostolul Pavel, vorbind în Romani capitolul 7 despre lege, în dezbaterea acestei lucrări, precizează printre altele, în versetele 12 și 13, că legea a identificat corect păcatul. Aceasta era una din menirile legii. Așa că legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din care de păcătos, prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Dar, pe lângă identificarea păcatului, legea cerea ca păcătosul sau vinovatul să fie condamnat și cel nevinovat sau cel drept să fie justificat ca drept. Iată ce scrie în Vechiul Testament în cartea Deuteronom, capitolul 25, versetul 1. Este dat un exemplu aici. Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Legea nu admitea ca să fie doar identificat păcatul fără să se ia măsuri. Vinovatul trebuia judecat și condamnat. Iată ce scrie în aceeași idee în cartea Proverbe, capitolul 17. Și vă rog să o rețineți, fiindcă avem nevoie de ea în înțelegerea lucrurilor următoare. Versetul 15, deci. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Deci a trece cu vederea un păcat, hai să-l iertăm, conform legii date de Dumnezeu, nu era voie. Era aceeași gravitate ca și cum ai pune ceva în seama cuiva deși n-a făcut. Era egal cu a acuza pe unul pe nedrept. Legea considera că vinovații sunt vinovați și nicio circumstanță nu-i salvează din vinovăție. De aceea Pavel, în mod special, când explică aceste lucruri, repetă: toți au păcătuit. Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și, drept consecință, ar fi trebuit condamnați la moarte. Dar legea, pe de altă parte, în mod special legea ceremonială, avea un întreg sistem de rezolvare a păcatului. Sistemul jertfelor, sistemul preoțesc. Acest complex religios era
dat pentru a rezolva problema păcatului. Dar nu rezolvarea din Vechiul Testament a fost rezolvarea păcatului. Iată ce spune Pavel în Galateni, capitolul 3, versetele 23 la 25. Înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Deci, statutul vechi testamental a fost ca o antecameră. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Deci, scopul legii a fost acela de a arăta modalitatea de iertare. Legea, cu alte cuvinte, pe înțelesul omului, spunea cam așa ar trebui rezolvată problema păcatului, cu sânge, cu o jertfă, cu o substituire. De acolo își trage o origine actul punerii mâinilor. Omul își punea mâinile pe capul animalului sau preotul și astfel păcatul i-a transferat unui animal fără cusur, care vroia să însemne fără vină. Era o procedură prin care omul scăpa. De aceea Noul Testament, în Evrei 6, versetele 1 și 2, când se vorbește despre bazele mântuirii și a credinței, printre altele, se spune acolo de doctrina punerii mâinilor, care își avea originea în sistemul acesta prin care se făcea transferul. De exemplu, Levitic 16 cu 21 consemnează procedeul acesta. Privind Noul Testament, Pavel, în mod special, el se ocupă de problema aceasta, arată că omului era imposibil să se justifice prin fapte, inclusiv prin faptele legii, pentru că omul are o natură păcătoasă și legea nu rezolva natura, ea numai condamna ceea ce facem noi datorită naturii. Legea incrimina, cum am spus deja, presupunea o idee a salvării, dar ea în sine nu salva. Iată ce scrie Pavel în Romani, capitolul 10, de la versetul 1. Pavel scrie ca unul care a trăit în sistemul acela și până la un moment dat n-a înțeles mersul acesta al lucrurilor. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este ca să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râfnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Adică ei se luptau pentru ceva sfânt, dar nu înțelegeau cum funcționează aceste lucruri. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, a căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănire. Toate încercările preoți de a rezolva problema cu învățături, iar restul prin jertfele de la templu, erau insuficiente și neputincioase în vederea justificării omului, reabilitării lui morale și spirituale. Și astfel, singura posibilitate a fost ca și Dumnezeu să rămână sfânt și legea lui veșnică, a dreptății, a sfințeniei să rămână în picioare și oamenii să fie neprihăniți, justificarea prin Domnul Hristos, despre care citesc din capitolul 3 din Romani, versetele 25 și 26. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum
să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit, deci Dumnezeu să rămână drept, este echivalent termenul de neprihănit cu cel de drept, și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Cum s-a derulat acest proces? Din punct de vedere juridic, am putea spune. În primul rând, trebuie să-l vedem pe om în fața unei curți de judecată. Imediat ce Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a instituit un tribunal. Care era? Dar atunci a intrat în exercițiu funcțiunii. Haideți să ne deplasăm în Matei 18 să vedem imaginea aceasta a păcătosului în fața lui Dumnezeu la judecată. De la versetul 23. Iată o față a împărăției lui Dumnezeu. Împărăția celor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala. Rețineți expresia socoteală, socotit. Și i-a adus pe unul care datora 10.000 de galbeni, o sumă imensă. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea el și să se plătească datoria. Știți că și Adam a fost vândut, am putea spune, cu tot ce avea el. N-a fost scos doar el și Eva din rai și să spună Dumnezeu pe copiii voștri după ce cresc mai mari, îi lasă intre și ei. Nu! A fost vândut tot neamul destinat osândei. Robul s-a aruncat la pământ și s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Este o rugăminte a speciei umane. Mai îngăduiește-mă. Și într-adevăr Dumnezeu a îngăduit, aș putea spune, 4.000 de ani până când a venit unul să plătească. Parcă este un strigăt ca și cele din Iov. În Iov sunt mai multe apeluri ale sale către Dumnezeu, Doamne, și dacă aș fi drept, n-aș putea sta înaintea Ta, cum ar putea să fie omul curat? Întrebări normale ale omului care gândește sub acest aspect. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. În primul rând, Dumnezeu îl grațiază pe om. Îi anulează datoria socotită un debit imens, îi iartă fapta și, din punct de vedere legal, s-a dat o hotărâre. Amintiți-vă că și la Dumnezeu se dau hotărâri ceva asemănător cum avem noi pe pământ. Când Nebucadnețar a fost judecat, i s-a spus, în sfatul străgerilor s-a dat un decret. Și tu vei fi alungat. În Vechiul Testament, când vorbim de grațiere, avem doi termeni, Nahșau și Șauiac, care înseamnă a ridica sentință sau simplu a ierta. Vreau să vă citesc câte un verset din fiecare caz. Cartea Exod, capitolul 32. Este momentul imediat după păcătuirea cu vițelul de aur, când Moise intervine înaintea lui Dumnezeu pentru grațierea poporului și în versetul 32 el zice, iartă-le acum păcatul. Literar ar însemna, ridică sentința aceasta. Și mai întoarceți o foaie la capitolul 34, versetul 9. Apare și altă expresie, Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne, poporul acesta este într-adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea Ta. Apeluri de grațiere. În Noul Testament, în mod special în rugăciunea Tatăl nostru, avem cererile de iertare precizate după cum i-a învățat Domnul pe ucenici să stea înaintea Domnului. Aici apare expresia în greacă, afiemi, acopere-ne păcatele. Versetul 12,
și ne iartă nouă greșelile noastre. Acoperile să nu se mai vadă, după cum și noi acoperim ale greșiților noștri. Și nu mai vedem nimic. Doamne, ajută-ne! Și se rea apoi în versetele 14 și 15 aceeași idee a iertării și exact același termen apare în pilda care v-am citit-o din capitolul 18, când Petru întreabă mai întâi în versetul 21, de câte ori într-o zi, ținând cont de ce spune Luca, să ierte fratele meu? 7 ori? Și Domnul îi spune în versetul următor, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Deci, din punct de vedere biblic, se merge pe ideea unei acoperiri totale. Căci spunea înțeleptul în cartea Proverbelor, dragostea acoperă toate greșelile. Ori Dumnezeu nu lucrează cu jumătăți de măsură și nici nu ne învață pe noi să facem matematică în iertare. Matematica te face să nu mai ierți și să calculezi procente și numere și n-ajungi la capăt. Celălalt termen din Noul Testament este carizomani și îl întâlnim pentru relațiile dintre frați, Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși. Și acum pune capac la toate. Și iertați-vă unul pe altul. Și ar însemna, semantic vorbind, acordați-vă favoare. Salvați-vă unul pe altul. Cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos? Aceeași expresie apare și în Coloseni 3:13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Din nou, sub același imperativ. Motivația unică și atot suficientă a iertărilor interumane are la bază iertarea totală și desăvârșită pe care Domnul ne-a acordat-o nouă. Prima etapă în actul justificării, grațiere totală. Din pilda robului nemilostiv, rezultă că nu e iertat din cei 10.000 de galbeni doar 5.000, doar o sumă mai mică sau mai mare. E iertat toată datoria. Din punct de vedere procedural, vă pun în față pentru înțelegere cazul Baraba. Pilat, potrivit cu obiceiul statornicit de acea sărbătoare, elibera un condamnat. Eliberarea avea la bază înțelegerea forului conducător, căci eliberarea noastră s-a decis în cer, avea la bază un act de dispunere. Ea nu s-a făcut mai degrabă sau mai târziu, ci atunci când Pilat a oferit situația aceasta. Și de asemenea presupunea acceptarea eliberării din partea lui Baraba. Dacă el n-ar fi acceptat eliberarea, decretul lui Pilat nu ar fi avut valoare. Dar ne putem imagina că el și-a dorit eliberarea. El a fost condamnat la moarte. Omul a fost tot condamnat la moarte. Noi, într-un fel, și imaginea aceasta este cunoscută, nu este o noutate, suntem, într-un fel, toți la rândul nostru un Baraba care trebuia să fie condamnat la moarte și a fost grațiat exact de sărbătoarea eliberării din Egipt și din lume și din păcat. Pentru ca omul să beneficieze de grațiere, în Vechiul Testament oamenii erau chemați, întoarceți-vă. Iată ce scrie profetul Isaia în capitolul 65 al cărții sale. Și exact așa procedăm și noi astăzi. 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase ce rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Cantitatea care trebuie iertată nu e o problemă la Dumnezeu. Ascultam aseară o predică în care se spunea că un predicator i-a tot chemat pe oameni, veniți la Domnul, întoarceți-vă. Și n-a venit nimeni. Și a doua seară, parcă în disperare, după ce a încheiat predica,
pe tema pedepsii și a iadului, le-a zis, duceți-vă! Duceți-vă în pedeapsă, să cobor jos de la amvon. Pentru că dacă oamenii nu vor veni, în final vor auzi reversul acestei lucrări și vor fi trimeși, duceți-vă! Nu-i poate ierta dacă nu vin. Iar când vin, ce trebuie să facă? Să se mărturisească. Ce a făcut robul ca să capete iertare? S-a pus în genunchi și stăpânul a zis, și scrie în Matei 18 acolo, ce a trebuit să facă robul ca să fie iertat. Versetul 32, partea a doua. Eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Și noi suntem îndemnați de apostol să ne mărturisim păcatele. Să nu spună cineva, n-am păcătuit, ci să venim la Domnul și El, în bunătatea sa, ne va ierta, slăvit să fie Domnul. Iată ce simplu este, nu? Pentru noi. Dumnezeu ne iartă cu toată inima. Nu știu exact noi pe cine iertăm mai ușor, poate un copilaș, poate ar fi înțelegerea mai bună. Că poate pe un om mare ne-e mai greu să-l iertăm. Dar un copil poate, dacă te-a necăjit, cu cât e mai mic, să zic. Și apoi vine și îți cade în brațe și plânge. Pune, mă iert, să spun așa printre lacrimi. Efectiv, cred că o mamă și chiar un tată, după cum este scris că și un tată se îndură de copiii săi, nici măcar nu mai are vreo reținere în inima lui, ci l-a acceptat din toată inima. Așa ne-a acceptat Dumnezeu pe noi în iertarea sa, slăvit să fie El. A doua etapă este acordarea dreptății, impunerea ei chiar. Acordarea dreptății sau socotirea aceea de care v-am zis. În Romani capitolul 4, și vă rog să deschideți, de 11 ori apare expresia socotit, i-a socotit. În greacă expresia este logizomani, care înseamnă a pune în socoteala cuiva. Noi ca oameni, de la Adam încoace, toți am figurat cu debit în cărți. Omul este născut cu natură păcătoasă, are cont deschis la păcate, sub conturi, aș putea spune, la gândire, la vorbire, la toate celelalte. Nouă ne-a fost impusă natura lui Adam. Adam n-a păcătuit împreună cu noi. Noi n-am fost acolo. Dar păcatul lui ne-a fost impus nouă, ne-a fost imputat. A căzut și în socoteala noastră. Și vreau să citesc mai întâi de aici și apoi din 1 Corinteni 15. Iată ce spune Scriptura de la versetul 4. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Nu-i cazul nostru. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihănit. Fericit, zice el, de aceia căror păcate fără de lege sunt iertate și a căror păcate sunt acoperite. Fericit de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Și situația aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur, se întreabă Pavel, sau și pentru cei netăiați împrejur. Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca neprihănire, dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Și acum citesc din 1 Corinteni 15, unde apare imputarea aceasta prin Adam, și apoi acordarea prin Domnul Hristos. Versetul 22 și 21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos.
Aceasta este valabilă pentru întreaga natură umană. Și prin socoteala care Dumnezeu o pune în dreptul nostru și se face o operare doar în hârtie, am putea spune, la Dumnezeu, în cărțile despre care Biblia scrie. Noi figurăm în cartea vieții mielului. Și cartea lui n-are păcate. Ne-a trecut sub un alt număr din înregistrare. Chiar și un nume nou vom primi în împărăția lui Dumnezeu. Iată cum înțelege Pavel lucrarea aceasta în Filipeni 3. Când el se dezice de posibila neprihănire prin lege și acceptă ceea ce Dumnezeu i-a acordat prin Hristos. 3 de la versetul 8. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Întreg sistemul religios fariseic l-a abandonat. Și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Cunoașteți lupta și viața spirituală a lui Pavel din copilărie. A slujit cu un cujet curat. S-a luptat după cea mai îngustă partidă. Ba încă în râvna lui a căutat să facă tot ce s-ar putea. În gelozia s-a apelat până la uciderea presupușilor eretici. El a constatat la un moment dat că întreaga lui viață nu-l poate justifica înaintea lui Dumnezeu. Cum de altfel și Iov, neprihănitul declarat de Dumnezeu, n-a putut sta în fața lui Dumnezeu, decât sub un mijlocitor, sub o înlocuire, o substituire. Etapa aceasta a doua ne redă nouă nu doar libertatea, ne anulează cazierul și ne socotește drepți în mod desăvârșit. Iată cum exprimă Pavel tot în Roman 8, de data aceasta, acest aspect. Versetele 30 la 33. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți, care le acordă statutul de oameni drepți, de sfinți, dacă vreți. S-a obișnuit în popor să fie socotiți oamenii sfinți după ce mor și se spună sfinții părinții ai bisericii, sfinții apostoli. Cei care sunt chemați de Dumnezeu și grațiați beneficiază și de etapa aceasta și sunt socotiți sfinți. Domnul Iisus Hristos este socotit cu adevărat drept, Sfântul Sfinților. Dreptatea Lui a devenit dreptatea noastră. Lucrul acesta este un har care te face să privești la Dumnezeu și să-ți reevaluezi orice atitudine. Imaginați-vă un om care este luat de pe stradă, gol, dezbrăcat, flămând. Este echipat, hrănit și se redă libertate. Cum va avea el acum grijă
de nou său statut. Lucrul acesta poate pare greu de înțeles la oameni. Dumnezeu să socotească sfânt pe un curvar, de exemplu, un hoț. Știți că oamenii, unii sunt mai dificili și te bagă în colimator și unii nu te mai scot de acolo toată viața. Alții îți acceptă un anumit statut așa, semi-sfânt, dar tot timpul te desconsideră și te dezapreciază. Dumnezeu nu discută cu noi așa. Dumnezeu ne socotește sfinți și întreabă: Pavel, cine va ridica pâră? Cine va comenta? Ca și fariseii, când Domnul mânca cu păcătoșii la masă, se vor găsi oameni. Duhurile vor comenta. Dar dacă el a acceptat pe păcătoși la masă și i-a sfințit și i-a iertat, că de aceea le spunea, ridică spatul ca dovadă că te-am iertat, ne-a acceptat pe noi. Și când stăm la masa Domnului, la cina Domnului, de exemplu, noi, efectiv, suntem sfinți, suntem curățiți, suntem drepți. Ne-a dat harul acesta ca la niște fii. Și în virtutea aceasta vom fi acceptați în împărăția lui Dumnezeu în final. Cred că ați reținut deja din versetele care le-am citit și dumneavoastră de altfel știți majoritatea, aceste lucrări care se derulează în legislația lui Dumnezeu ajung la noi prin credință. Ce este de fapt credința sub acest aspect? Dacă am socotit o documentație toată lucrarea aceasta, o cerere pe care o faci sub semnătura ta în numele Domnului Hristos, prin care tu crezi că lucrul acesta este valabil și ceri încadrarea ta în acest har, în această lege. Cum are loc sfințirea aceasta? Scriptura ne spune că sângele face operația aceasta ca în Vechiul Testament, iar Duhul este cel care realizează în ființa noastră acest proces. Coloseni 1:21. Și pe voi care odinioară erați străini, și nu numai atât, și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Deci, din niște oameni din tabăra adversă, Dumnezeu ne-a acceptat prin acceptul nostru de fapt, care este partea ce ne revine nouă, partea de credință, și dacă rămânem sub spectrul credinței, vom avea nădejde de veșnicie. Și adaug din Romani capitolul 10, versetele 9 și 10, unde credința mărturisită este prezentată ca singura cale și singurul mod în care omul se înscrie în harul acesta. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, deci dobândești statutul de drept, și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Întoarceți în urmă la capitolul 5, versetul 9, unde este precizat aspectul sângelui, substanța care a făcut sfințirea. Deci cu atât mai mult acum când sunteți socotiți neprihăniți, prin sângele Lui vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Exact ce vă spuneam că încerca legea să explice. Până nu curge sângele, omul nu-i drept. Când sângele a curs, exact asta luau evreii și îl puneau pe coarnele altarului și stropeau înaintea chivotului din Sfânta Sfintelor sângele. Când sângele atingea acolo, omul era socotit neprihănit. Și 1 Corinteni 6:11, aici este prezentat rolul Duhului în realizarea aceasta. Că vă spuneam la început că legea nu putea să schimbe natura.
Și Dumnezeu nu pune vin în burdufuri vechi, că se afectează și conținutul și ambalajul. Odată cu stropirea, Duhul face înnoirea, se face schimbarea. Că altfel, noi am rămâne păcătoși înaintea lui Dumnezeu și nu ni s-ar schimba statutul. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați. De ce zice unii din voi? Că unii erau în păcate grele, nu că nu au fost toți păcătoși. Ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iată ce importantă este lucrarea Duhului în regenerarea credinciosului. După ce omul a fost grațiat și a fost socotit drept, acestea au un efect colosal. Noi nu mai suntem considerați ca niște oameni eliberați, dar tot vinovați, cum vă spuneam. Noi suntem admiși ca niște oameni cu demnitate desăvârșită. E anulat păcatul și natura lui. Când vom fi prezentați în ceruri ca mireasa Domnului, cum este scris, fără pată și fără zbârșitură, este scris apoi că cele vechi nu ne vor mai veni în minte, nu-i vor mai veni în minte nici lui Dumnezeu, nici îngerilor. Omul își redobândește poziția de fiu al lui Dumnezeu, se schimbă poziția. Nimic nu mai avem de-a face atunci, acolo, când se finalizează ispășirea și justificarea va intra în deplină lucrare, nu vom avea a face cu vechiul nostru statut de păcătoși. Toate cele vechi s-au dus. Vă prezint un caz din Noul Testament, din Epistola către Filimon, care, într-un mod practic, arată lucrarea aceasta. Filimon era un stăpân de sclavi, iar Onisim era un sclav care fugise de la stăpân și care datora stăpânului său un anumit debit, o datorie. După ce Onisim, sclavul, se pocăiește, Pavel îl trimite la Filimon, trimițându-i și această scrisoare, ca ei să se împace, iar datoria lui Onisim, Filimon, să o treacă în socoteala lui Pavel. Ceva asemănător cu cazul nostru. Noi suntem sclavii care trebuie să ne întoarcem la stăpân, iar Pavel este cel care joacă sub acest aspect rolul Domnului Hristos. În fața lui a avut loc convertirea noastră și cum noi ne vom prezenta înapoi la Dumnezeu, dar între timp Domnul Hristos a mijlocit pentru noi și mijlocește încă, și când ne vom prezenta, imaginați-vă pe Onisim în fața lui Filimon, dacă a înțeles pe deplin apelul lui Pavel, l-a primit poate îmbrățișându-l și a spus: de acum ești fratele meu, rămâi să slujești mai departe, eu ca un stăpân cu teamă de Dumnezeu și tu ca un slujitor care faci toate lucrurile din conștiință. Să citim câteva versete de aici, de la versetul 10. Te rog pentru copilul meu care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim, care altădată ți-a fost nefolositor. Căci Onisim, scrie la subsolul paginii, înseamnă folositor. Dar care acum îți va fi folositor și ție și mie, ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Aș dori să-l țin la mine ca să-mi slujească în locul tău când sunt în lanțuri pentru Evanghelie, dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bună voie. Și de la versetul 17, dacă mă socotești ca un prieten al tău, primește-l ca pe mine însumi. Cum ne va primi tatăl într-o zi? Ca pe fiul său. Se va uita la noi și va vedea că are mai mulți frați asemenea chipului fiului său. Iertarea a rezolvat trecutul,
acordarea Harului ne-a scos din spița adamică și ne-a introdus în spița lui Hristos și imediat, ca și o consecință finală și totală, ni s-a schimbat poziția. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Deci toată socoteala a rezolvat-o Domnul Hristos. Și noi suntem socotiți pe baza scrisorii, dacă vreți. Nu, doar atâta ne revine ca noi simt să ducem scrisoarea și să ne prezentăm acolo. Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu zic cazul lor particular, că tu însuți te datorezi mie. Domnul să fie slăvit pentru harul acesta, pentru justificarea care ne-a acordat-o și pentru noul har pe care îl avem. S-au împlinit făgăduinții Vechiului Testament când scria Isaia: în Domnul vor fi făcuți neprihăniți toți urmașii lui Israel. Și citind din 2 Corinteni 5:21 și amintindu-ne de cele două locuri unde a stat și stă Domnul Hristos pentru noi. Mai întâi a stat pe cruce și acum stă pe tron. Pe cruce a purtat păcatul nostru și pe tron poartă dreptatea noastră. Și astfel, noi suntem justificați și ne așteaptă tronuri, cum îi făgăduiește bisericii Laodicea din Apocalips, adică locuri lângă Dumnezeu și în slujbă pentru eternitate. Ce dovadă mai puternică ar putea să fie, cum că noi am fost justificați și vom fi total, fiindcă vom primi nu doar har de a fi în prezența lui Dumnezeu, dar și dreptul de a sluji. Aici scrie astfel: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și sfinții îngeri vor vedea în noi neprihănirea lui Dumnezeu pentru eternitate. Și Psalmul 32: ferice de cel cu fără de lege iertat. Și când mă auzim oameni printre noi care este tot vaită că n-a una și alta, dacă s-ar gândi la fericirea aceasta. Ferici de omul care nu-i ține în seamnă Domnul nelegiuirea. Și acum cine revine nouă și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Atunci s-a mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege și am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Și sub acest statut, sub acest har, vreau să privim acum spre viitor. Tit 3:7. Iată ce ne așteaptă în noua noastră statură care o avem. Pentru că odată socotiți neprihăniți, prin harul lui să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. Acesta trebuie să fie gândul nostru marcant. Dumnezeu ne-a dat harul să fim neprihăniți acum. Păstrați-vă neprihănirea. Gândiți-vă la nunta aceea prezentată în Apocalips 19, când mireasa va fi înaintea Domnului sfântă, îmbrăcată în in subțire. Și nu va purta imaginea unei mirese care a fost compromisă în fecioria ei. Imaginea unei mirese sfinte, fără cusur, pe care cerul întreg o va privi. Iată ce onoare! Mai mare de atât nici nu s-ar putea. Pentru că în înțelesul nostru, eu nu știu cum va fi cu nunta în cer, fiindcă acolo nu e vorba de familie, ci vorba de o lume întreagă. Dar eu cred că, printre altele, este o pildă ca noi să înțelegem ce har și ce statut ne oferă Dumnezeu acolo. Pentru un om, ce ar putea să fie mai apropiat de el decât mireasa lui și, în perspectivă, soția lui? Nimic. Toată demnitatea, toată onoarea. Și acolo și atunci, mireasa cred că va privi încă o dată, de data aceea, față în față, pe Domnul care ne-a dăruit dreptatea Lui și a devenit astfel Domnul, cum prorocea Ieremia, neprihănirea noastră, slăvit să fie numele Lui. A
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.